Salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Înainte ca acest vlog să înceapă, vreau să vă spun un lucru, care este acesta. Am lăsat mai mult clipurile recente ca să, nu știu, mă gândeam că v-am plictisit, nu știu, cu clipurile și atunci am zis să le las mai mult ca să aveți timp să vă uitați, pentru că probabil le postam prea des. Să scrieți în comentarii dacă le postez prea des, dați un like, să vă abonați acolo cu clopoțel, lăsați. Eu acum vreau să vă arăt cum se dezvoltă pui și schimb cadrul și vă arăt acum imediat. Hai! Prima pereche de pui e prima care a fost scoasă din felul ăsta de aici și cum a scolut ei, au fost ouăle lor, le-am mutat frumos și au scos aici doi pui foarte, foarte frumoși. De asta are cel cu ceva mai mic, sunt foarte bine hrăniți, după cum vedeți, dezvoltă foarte bine, are grijă de ei, hrănește, amândoi hrăniți în mod egal, se dezvoltă, stai să o dau un pic pe ea, ca să puteți vedeți că nu vreau să iau din, să iau din cuib. Unde fugi? Amândoi cu aripile pe negru, cu puțin alb în vârfuri și restul pe spate vedeți, au alb, un cap puțin alb așa, o combinație între el și ea. Da, mie îmi plac, oricum abia aștept să văd cum o să fie mai ales coada. În următoarea parte am de la perechea asta de aici, unde e femeia asta, puii ei erau pe alb, adică puf galben, adică aveau ei, mă bate, și i-am mutat aici, avea ouăle, i-am mutat ouăle și i-am pus puiul ăsta pentru că nu era hrănit bine și l-am pus ei și acum e de cât are gușa, e foarte bine hrănit acum, dar o să-l bag aici înapoi pentru că să nu-i fie frig. L-au acceptat, adică nu a avut nicio problemă, nu și-a dat seama măcar. Ar trebui să nu zic că poate m-au de nou. Ok. Acum, în continuare, vreau să vă arăt, după cum vedeți, v-am mai zis, eu mai filmez și seara și filmarea asta e de mai de seara. Aici am un pui, dați-o dau un pic la o parte pe ea, un pui de la ei, de la ea și de la măscul ăsta și un pui care e de aici, de la ăștia doi, pentru că tot găseam pui, nu stăteau pe ei, nu știu ce au avut. Și puiul ăsta văd că o să fie pe un negru ceva frumos. Deci e destul de ok. Și ăsta la altul, dă-i mă tata un pic, dă-te mai acolo. Ăsta la altul e pe un, alb așa, dar văd că în cap e puțin cam fără păr așa și parcă chel așa, nu știu ce mi se pare. Na, du-te pe ei acum, te las. Frumos acolo și o așezăm. Așa, aici nu am, aici am ouă. Iar aici am tot de la perechea asta de sus. Cum se vede, ei se trag acum în cuib. O să fac altătură. Am un alt pui de la ei, mai mare, care și pe ăsta l-am mutat. Pentru că, da, după cum v-am zis, să-i găseam pe lângă ei, nu sub ei, nu știu ce au avut. Ăsta o să iasă destul de interesant, sper. Adică e mult mai mare ca ălalalt. Ăsta e scos, adică nu e a lor, ei l-o ținut. Dar e scos din femeia asta de aici, ce v-am zis că am adus-o, ce e acolo așa pe cuib, o vedeți. Și din masculul, nu ăsta pe alb, celălalt. Și sper să iasă ceva frumos cu coada lui, mai ales. Sper să se rotunjească bine. Am zis că îi las să văd dacă ăsta, un nou l-a făcut. Și când i-am mutat aici, celălalt era, l-a făcut așa, stătea pe marginea cutiei și cred că l-a făcut și a picat direct jos și s-a spart. Și a înghețat și nu... Dau un nou, un pui, adică, care e aici, e de la ei doi, ceea ce e ok. Și aici am femeia asta acum cu masculul ăsta al meu, care au și eu, o să-i las și pe ăștia au și ei ouă, cred că da, ouăle le au de la, deci ăștia de aici au ouăle lor și ăștia că sunt mai buni ca și părinți au ouăle perechii ăstuia care au făcut iar ouă și ați văzut că le-am mutat în pui și cam atât. Eu v-am lăsat, a fost Bogdan RF. Like, subscribe acolo, în forță și ne auzim data viitoare.